Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovski, este alături de mine acum în jurnal. Bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am regăsit, bună ziua celor care ne privesc! Joi, în ședința de Consiliu Local, se supune din nou la vot regulamentul pentru câinii cu stăpân din municipiul Suceava, un subiect foarte sensibil, am sesizat, care a scos chiar oameni în stradă, nu mai departe de ziua de luni. A fost un, așa zis, protest al proprietarilor de câini din Suceava. Așa este, cum a spus și dumneavoastră, joi avem o ședință de Consiliu Local, o ședință de Consiliu Local încărcată, ca și celelalte de până acum, și avem mai multe puncte importante, chiar cel cu deșeurile menajere pe următorii 12 ani în municipiul Suceava, colectarea selectivă a deșeurilor, și un punct este regulamentul pentru câinii cu stăpân. Acum, ca să fac o paranteză, din păcate, sau cel puțin practica arată, că oamenii sunt mai degrabă interesați de ce se întâmplă cu câinii, cu stăpân sau fără stăpân, decât de ce se întâmplă cu deșeurile, cu căldura sau alte subiecte. Așa, și am închis paranteza, a fost comentariul meu ăsta. Aici am vrut să ajung și eu, pentru că ambele proiecte sunt în dezbatere publică pe site-ul primăriei, la capitolul Consiliul Local Proiecte, și ambele, spun eu, sunt importante. Unul a primit foarte multe amendamente, celălalt n-a venit nicio informație de la persoanele publice, chiar și juridice, fizice, cu privire la salarizarea menajeră. Dar nu acesta este important. Important e că avem până la urmă și un proiect important pentru iubitorii cu de câini cu stăpân. Mini protest, aș spune eu, pentru că săptămâna trecută eu am avut întâlniri zilnice, cred, cu acești iubitori de animale și am convenit pe anumite lucruri care se pot impune în acest regulament. Acest regulament care este perfectibil, un regulament venit în sprijinul iubitorilor de animale și în sprijinul estopării câinilor de pe străzi, pentru că principalul scop al acestui proiect este sterilizarea câinilor de la case și curți. Urdugen sat, Ițcani, mai avem prin zona centrală. Și vrem în termen de 180 de zile până va intra în vigoare acest articol cu sterilizarea obligatorie a câinilor din municipiul Suceava de la case, curți, chiar și din blocuri, să oferim servicii și de la primărie. Fie cu costurile primăriei, fie dacă nu în parteneriat cu Fundația Virfot, în care suntem în discuții și săptămâna viitoare vor veni la Suceava. Cred că în ziua de miercuri, dacă nu apar alte modificări, să reușim să ducem pe străzile din municipiul Suceava, aceste, v-am spus, în Burdujeni, sat, în Ițcani, echipaje mobile și unde animalele oamenilor de la curte să fie sterilizate acolo și date înapoi proprietarilor, pentru că sunt mulți bătrâni care nu vor putea duce în adăpostul de lungă a Sucevei câinele cu transport până acolo să sterilizeze, să lase 2-3 zile să-l aducă înapoi. Deci, asta e scopul principal, de a asigura sterilizarea câinilor cu stăpâni de la case și curți. Dar nu asta i-a scos în stradă pe oameni. Într-adevăr, protestul, el a fost anulat, a fost făcut o cerere conform legislației în vigoare și cei care l-au inițiat au revenit cu o cerere și au spus, în urma discuției avute cu conducerea primăriei în speță cu mine, o parte din temerile lor au fost clarificate și renunță la protest. Numai că, așa cum a spus și dumneavoastră, luni, în jurul orei 15, în fața primăriei, un 10-15 persoane protestau. Am rugat ofițerul de serviciu să invite la o discuție două, trei persoane reprezentate, chiar dacă nu erau statutari și legali, cum se spune, protestând, și am stat de vorbă cu ei. Din nefericire, lucru care mi s-a confirmat din nou e că acest protest a fost acaparat de fundațiile de protecție animalelor, dar acele fundații care nu au legătură cu câinii stăpân și care se împotrivesc să strângem câinii de pe străzi. Din cele 4 persoane, 3 persoane erau reprezentante ale Fundației ProAnima sau colaboratori ai Fundației ProAnima, cu care de asemenea primăria are un parteneriat. Nu avem nimic scris încă concret care sunt nemulțumirile lor. Da. Au spus că vor avea și un protest al lor pentru a nu mai lua câinii de pe străzi, că sunt aglomerați în adăpost și noi ducem câini mai mulți acolo și câinii nu trăiesc în condiții optime. Mai mult de atât, eu săptămâna trecută, vineri, am invitat presa acolo și am arătat cum se lucrează în adăpostul din lunga Sucevei, cum avem un parteneriat cu niște nemți de la Suceava, Memory of Tina, cu acoperișul la cele țarcuri de câini, că mai sunt spații, că sunt hrăniți, că încercăm cât de cât să facem condiții europene, sunt medici veterinari, sigur primăria dă hrană. Ideal ce se întâmplă la adăpost,
Da, cred că e mai rău să trăiești pe stradă decât să fii hrănit zilnic și pentru suceveni, problema câinilor fără stăpâni e Așa una este. foarte mare. Chiar și în chestionarul acela propus la un moment dat de primărie În și 2012. completat în asociațiile de proprietari de suceveni, a reieșit că una dintre cele mari probleme ale orașului este prezența câinilor pe străzi. Revenind la regulamentul pentru câinii cu stăpân, în funcție de ceea ce v-au semnalat sucevenii pe site-ul primăriei, pe adresa de e-mail pusă la dispoziție acolo pentru dezbaterea publică, Dezbatere până la publică. A urmă, fost a într-adevăr o dezbatere regulamentului. publică, Exact. Cred că prima, nu? din nefericire, cam singura dezbatere publică. Pentru că dezbatere publică sunt și la buget, dezbatere publică sunt și atunci când se asfaltează anumite străzi, conform legislației. Lumea nu este așa implicată și poate acum am deschis o cale spre comunicare mai bună, pentru că doar Da, din discuții există se nasc această idei. posibilitate. Există. Așa. Ce idei ați preluat, apropo, din Deci, a fost. sugestiile făcute de suceveni? Sau cum Da. s-a În perfecționat primul rând, acest regulament? Asociația Chinologică au trimis în scris anumite termene care trebuiau modificate conform legislației și au fost modificate. Ce înseamnă o sterilizare, ce înseamnă o vaccinare, microcipare, nu erau modificări majore, dar am ținut seama de ele. Un lucru la care am renunțat pentru că spuneau cei care au câini în apartamente că riscăm să meargă la abuzurile asociațiilor de proprietari. Undeva ne-am spus noi în regulament că asociația de proprietari poate impune cote de Costuri. plată comune pentru animale. Ei oricum pot să impună, indiferent dacă era sau nu un regulament acest lucru. Și le-am spus-o și lor, ca asociația să nu facă abuzuri, pot să meargă la adunări generale, toate sunt legate între ele. Am renunțat la acest lucru. În rest, un lucru care s-a înțeles greșit, că nu vor avea voie cu câinii în parcuri. Mai corect, fals și eronat. Nu vor avea voie cu câinii în spații de joacă ale copiilor. Să vezi o lădiță de nisip în care să vezi mizerie de animale și să meargă un copil să joace cu o lopățică. Au vrut și au spus că câinii nu sunt agresivi, că sunt prietenoși cu oamenii, într-adevăr sunt, dar un copil de un an, doi, trei, se poate speria și, bineînțeles, Și copilul, dar și câinele pot fi imprevizibili. așa. Și aici am spus că nu negociem locurile de joacă pentru copii, așa cum sunt ele puține și chiar vrem să mai facem locuri de joacă, rămân neatinse de animale. În schimb, câinii de talie medie și mare trebuie să poartă în locurile publice, indiferent parcuri, alei de acces, dispozitive de control, fie lesă, fie botniță, fie Adică nu zgardă se pune electrică, nimeni botniță unui pe chinez, Labrador sau unui pe și chinez. nici unui Labrador care e mai mare sau un Cocker care e mai mare, nu e câine din rasele violente. De exemplu, ieri, o paranteză, în fața primăriei am văzut câini care sunt interziși prin lege, din rasa Pitbull, au venit în fața primăriei, bine, Fără erau botniță. fără bonițe, erau în zgardă. Bine, ei Deci, nu sunt interziși prin lege, dar prin lege li se interzice să aibă accesul în spațiile publice fără da, botniță. nu, chiar unii din ei sunt interziși cu totul. Da? Sunt interziși cu totul, doar pe căile de acces în mașini speciale, când sunt câini de luptă din rasa Pitbull, Rooibull și așa mai departe. Sunt trecute în regulament, preluate din lege. Mai sunt multe lucruri de discutat pe acest regulament. El e perfectibil, se poate Deci asta e iarăși perfecționa de la lună la lună. Să nu credeți să nu înțeleagă cineva că că e odată bătut în cui. votat în Nu. Consiliul Local acest regulament e definitiv și nu se mai poate îmbunătăți Nu se poate îmbunătăți în funcție de cum de se realitățile din petrec teren, lucrurile în nu? teren până la urmă, pentru că sunt puse acolo condiții să ai o punguță cu tine sau mănuși să strângi mizeria după câine. În apartamente nu putem face crescătorii de animale dacă trăiești într-un Li se mai condomeniu, cere acordul vecinilor? într-un condomeniu, da, într-un condomeniu dacă trăiești, nu poți să faci crescătorii. De aceea numărul câinilor va fi limitat, nu spun interzis, limitat la 2. Pentru că una e într-adevăr să ai doi pitbull sau câini lupi și doi pechineși. Dar dacă într-adevăr ești un iubitor de animale, poți să găsești alte variante. Sunt lucruri care, v-am spus, sunt perfectibile. Am fost dispus la discuții și nu negocieri, la părerile dumnealor, pentru că până la urmă iubitorii de animale, uitați, un lucru care l-am preluat și îl vom pune în practică cât de curând, un parc pentru astfel de animale.
ce înseamnă un parc? 2-3 alei, bănci, coșuri de gunoi și o zonă îngrădită pentru o plasă de gard cu găuri, care nu este foarte scumpă, pentru a putea lăsa câinii acolo liber și chiar și fără botniță și să se joace cu proprietarii lor. Bine, acolo trebuie să găsim alte probleme. Trebuie să găsim locație. Orar pentru câini mari, orar pentru câini mici. Să dați întotdeauna sunt multe probleme. Discuții, dar căutăm o bucățică de teren, pentru că trebuie să avem și proprietate și să fie într-o zonă cât de cât accesibilă pentru toți, să rezolvăm această problemă. Pentru că am văzut că, într-adevăr, sunt persoane care iubesc animalele. Și eu spun, a fi iubitor de animale înseamnă, pe lângă drepturi, și niște obligații care trebuie să le respecti. Și de aceea trebuie să trăim într-o bună relație cu vecinii, cu ceilalți care nu au animale, care nu înseamnă că nu iubesc animalele, pentru că un iubitor de animale s-ar putea să nu-și permite să țină un câine în casă sau să aibă un copil mic care e alergic. Deci nu înseamnă că trebuie să ai neapărat un animal să fii iubitor de animale. Și eu iubesc animale și toți le iubim, dar am spus, acest regulament duce la stoparea fenomenului de lăsare pe străza puiilor de câini de la case curți, odată ce fată cățeaua își păstrează un pui, restul îi scoate pe străzi. Da, și avem această zonă în jurul Sucevei, pentru că va trebui să o extindem și pe zona metropolitană, corect, că trebuie să luăm treptat, și nu mai avem, din acest punct de vedere, câini mai mulți pe străzi. În paralel, strângem câinii maidaneți, îi ducem la adăpost, îi hrănim, îi vaccinăm, le dăm medicamente și cei care sunt bolnavi, agresivi sau alte lucruri care nu le permit o viață corectă, trebuie să fie eutanasiați. Trebuie să spunem acest lucru, da, un concret. Un proces care, până la urmă, respectă procedurile internaționale, nu e nimic violent chiar zilele trecute, proces. Chiar zilele trecute, Curtea de Apel București, într-un proces cu Virfotăn, a anulat suspendarea normelor, că normele de aplicare a legii 155/2001 cu completările ulterioare... Legea lui Ionuț. Legea lui Ionuț, așa, când a fost un eveniment nefericit și a trebuit să se ia act și să facă legislația cum trebuie, la Curtea de Apel a spus că acele norme sunt în vigoare, deci ele se pot aplica în continuare și legea se poate aplica. Mai sunt termeni de apel la Înalta Curte de Casație, dar v-am spus, scopul nostru nu este de a eutanasia câini în masă sau de a-i ucide. Vrem să-i luăm de pe străzi, îi ducem în adăpost, încercăm să avem un adăpost cât de cât civilizat pentru acei câini, oferindu-le mâncare și medicamente, dreptul de a fi adoptați în zil, în numărul de... Într-o perioadă stabilită de lege. Da, spun 14 zile. Noi avem, cel puțin până în urmă, în septembrie, am spus că cei agresivi, bolnavi, vor fi eutanasiați. Restul mai așteptăm, poate mai vrea cineva să îi înfieze, să-i facă tratamente mai sofisticate care primăria nu și le poate permite. Un regulament, din nou spus, perfectibil, care sperăm noi să fie aprobat în ședința de joi. Eu am invitat toți iubitorii să vină, să stăm de vorbă, atât la primărie, cât și în ședința de consiliu local, dacă mai sunt alte păreri, și colegii consilieri local vor lua o decizie. Repet, scopul principal, case și curți, să-i sterilizăm, să nu mai avem probleme. Și sperăm noi, cu odată cu regulamentul ăsta, ne permite, pentru că până la urmă vine și Curtea de Conturi, te întreabă cum folosești banii, noi sperăm să folosim bani cât mai puțin sau chiar deloc, în parteneriat cu aceste fundații de protecție animalelor. Dar în trecut veneau, le oferam cazare și masă și ei sterilizau. Vedem acum ce condiții vor fi, pentru că vrem să vină și aceste echipaje mobile să meargă pe străzile din municipiul Suceava. În concluzie, joi ședința de Consiliu Local, pe ordinea de zi nu e doar acest proiect, mai e unul foarte important. Miercuri vin reprezentanții partenerilor germani, cealaltă miercuri, pentru a discuta și celelalte aspecte legate de câinii fără stăpân de data aceasta, da, din municipiul Suceava. Și chiar cu cei cu stăpân de la case, pentru că împreună cu ei putem steriliza. Și cele mai importante aspecte, iată, regulamentul cuprinde sterilizarea gratuită a câinilor cu stăpân de la case, din cartierele municipiului Suceava, și din punctul meu de vedere o premieră la ceea ce înseamnă dezbaterea publică a unor proiecte de hotărâre de Consiliul Local din Suceava. Premiera, iată, a fost dată de regulamentul câinilor cu stăpân. Ele au mai fost dezbateri, dar nu așa ample. Și drept urmare vă spun, caietul de sarcini pentru colectarea selectivă pe următorii 12 ani prinde acolo 154 de puncte de colectare îngropate, aceste buncăre îngropate, prinde pubele la case oferite gratuit și alte servicii, chiar și locuri de joacă anual, câte un loc de joacă pentru nou operator să fie făcut anual pe costurile lui.
Poate vroiam poate mai mare dezbatere acolo, dar v-am spus, nu prioritățile noastre sunt și cele ale oamenilor. Până joi nu mai este timp, dar noi am preluat cam tot ce e făcut acolo. Acolo nu mai poate fi modificat, asta e diferența. Dacă regulamentul mai putem modifica lunar sau într-o ședință extraordinară, dacă mai sunt completări, pe 12 ani pornim o nouă licitație, un caiet de sarcini aprobat joi și să avem o curățenie mai bună la buncăre, cum le spunem noi, să scăpăm de disconfort, pentru că dacă odată ce le îngropăm, nu vom mai avea câini în zonă, nu vom mai avea oameni care să caute în acele tomberoane, nu vom mai avea miros, incendii au mai fost, pentru că ele sunt îngropate și încerc să găsim o variantă să prezentăm și video cum arată un astfel de punct de colectare îngropat, pentru că mulți nu știu. Am văzut și consilieri, ne întrebau, le arătam fotografii, ele sunt folosite în țară, sunt și în străinătate, orice căutare simplă pe YouTube sau pe Google, scris buncăre îngropate, găsește aceste dispozitive cum arată și o să vedeți că se va schimba în bine imaginea orașului. Și acum pe final o să vă rog să le spuneți telespectatorilor din nou cum pot proceda atunci când vor să facă un amendament sau o sugestie sau o propunere la un proiect de hotărâre supus dezbaterii publice. Adică la orice proiect. La orice proiect de hotărâre dispus dezbaterii publice care este afișat și așa este normal să fie pe site-ul primăriei municipiului Suceava la capitolul Consiliul Local Proiecte în stânga de pe pagina principală. Prima adresă de e-mail și cea mai importantă adresa primăriei Suceava este primsv@primariasv.ro, adresa de e-mail. După care, în funcție de proiect, merge la serviciul de specialitate. Acum vorbim de salubrizare, arunc primăria Sv și Harșovski, arunc primăria Sv, pentru că ei sunt în subordinea mea. Dacă vor fi alte proiecte, fie în subordinea celorlalți viceprimar sau al domnului primar, dar cel mai important, primsv@primariasv.ro. Este adresa de e-mail. Plus de la primăria, vor fi direcționate către sigur, la primăria municipiului Suceava, ele sunt în dezbatere publică, înseamnă și o afișare pe avizierul din fața primăriei și cel din interior. Sunt lucruri care trebuie știute, pentru că v-am spus, așa, din discuții se nasc idei. Da, oamenii sucevenii au idei, că altfel n-ar critica proiectele pe care consilierii locali le demarează și le pun în execuție în municipiul Suceava și ne bazăm pe și sperăm noi și oamenilor un număr unic, cât de curând la primăria municipiului Suceava, un număr scurt, se lucrează în momentul de față, în așa fel încât să poate fi semnalate toate problemele, dar și astfel de dezbateri cu propuneri e mai ușor. Vom anunța un număr scurt și toată lumea să știe că nu are o problemă la primărie, indiferent de cauza ei, poate apela fără nicio problemă acel număr scurt. Vă mulțumesc pentru discuție, pentru informații și pentru prezența în jurnal. Și eu vă mulțumesc. Lucian Harșovski, viceprimarul municipiului Suceava, a fost alături de noi. Continuăm acum cu un alt subiect.